Salutăm pe toți băieții cu gusturi fine, adică cărora le plac gușații Horseman și încălțații. De data aceasta avem patru porumbei dintr-o altă rasă. Voiajor polonez Staropolski. Așa i-am primit acum vreo două ore, pentru a îi sacrifica. Da, au venit de sacrificat, nu știu ce sunt, probabil un mascul aici, o pasăre mare. Nu știu ce e aici, poate tot un mascul. De aici știu că unul piuie, nu știu care, cred că cucul ăsta din dreapta. Nu știu ce sunt exact, dar putem întreba pe cel care mi-a adus. Mă repet, mi-a adus de tăiat, de sacrificat. Dar l-am întrebat dacă vrea să-i punem și la vânzare prin intermediul acestui canal și respectiv pe unde o să-l distribuim pe paginile de Facebook. Deci Staropolski, niște păsări, ei au stat în cutie până acum. Mă pregătesc să-i sacrific, eu știu, poate mai aștept vreo două ore, în caz că se găsesc doritori. Ei pot fi achiziționați și nu doar ei, dacă cumva, nu știu, aici sunt masculi sau, așa cum vă ziceam, putem întreba pe proprietar. Poate mai sunt păsări, mai sunt și femele, eu știu, poate și aici sunt femele printre ei, nu mă pricep, dar niște păsări destul de interesante. Bun, haideți cu un răspuns sau cu o solicitare, cei interesați, în maxim două ore, ca să nu apuc să-i sacrific, sau dacă reveniți ulterior în altă zi, vă redirecționez către proprietarul lor, ca să nu-i sacrific pe ăștia. Trebuie să intre astăzi și bănuții, pentru că eu mâine plec la Sibiu și nu vreau să-i las pe aici pe cuști. Există chiar această posibilitate să-i transport eu pe ruta Timișoara, da? Deva, Sibiu, Mediaș, Turda. Preț undeva la 100-150 de lei bucata, depinde și câți achiziționați. V-am salutat, pa, 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 pa.